Bună ziua! Numele meu este Daniela Tarasă și vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare din programa școlară pentru conținutul Normele de securitate și protecția muncii în laboratorul de informatică asociat unității de învățare Norme de ergonomie și de siguranță. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică dotat cu acces la internet și videoproiector recomandabil sau online prin videoconferință utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Timpul total alocat pentru prezentarea regulilor privind normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică propus de mine este de 30 de minute. Fiind prima oră la începutul clasei a 5-a, propun să se înceapă cu aplicarea unui test inițial de evaluare de maxim 15 minute. Modalitatea de aplicare a testului rămâne la decizia cadrului didactic. Acesta poate fi aplicat electric pentru activitatea în clasă sau puteți crea un formular Google și să-l aplicați online pentru activitatea în online. Elevii vor fi invitați să lucreze individual. Prezint în continuare un exemplu pentru testul de evaluare inițială. Bună ziua, dragi elevi! Am pregătit azi pentru voi un mic test de autoevaluare la începutul clasei a 5-a. Pentru a începe testul, va trebui să executați click cu butonul stânga al mouse-ului pe butonul pe care scrie apasă aici pentru a începe. Pe fiecare pagină veți găsi câte o cerință urmată de mai multe variante de răspuns. Atunci când credeți că ați găsit răspunsul corect, executați click pe răspunsul respectiv. Pe ultima pagină veți găsi un buton pe care va trebui să executați click pentru a obține punctajul. Succes vă doresc! La expirarea timpului alocat rezolvării testului inițial, elevii încetează lucru și urmăresc modalitatea de evaluare explicată de către cadrul didactic. Evaluare încrucișată între colegii de bancă conform baremului prezentat. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă punctajul acordat și explică după caz de punctarea operată. La încheierea evaluării, elevii împreună cu profesorul formulează concluzii privind calitatea rezolvării itemilor. Propun ca timp alocat pentru această activitate 5 minute. Pentru prezentarea regulilor privind normele de securitate și protecția muncii în laboratorul de informatică, vă propun să accesați linkul pe care îl vedeți pe ecran sau să urmăriți filmul pe care din același link l-am inclus în slide-ul următor. Filmul este bine să-l opriți la fiecare întrebare adresată elevilor pentru a le oferi posibilitatea de a răspunde. În acest an școlar veți studia mai multe discipline decât ați studiat până acum. Veți face cunoștință cu profesori noi și poate chiar și cu colegi noi. Eu vă propun astăzi o lecție care se numește Siguranță și protecție. Este vorba despre normele de securitate și protecția muncii în laboratorul de informatică pe care voi trebuie să le respectați. Numele meu este Daniela Tarasă. Succes!
Orele de curs ale disciplinei informatică și TIC le vei desfășura în laboratorul de informatică. În laborator trebuie să ai un comportament adecvat și să respecti mai multe reguli pe care le voi numi în continuare norme de securitate și protecție a muncii. Pentru a vă prezenta aceste reguli, am ales o ruletă. Ia să vedem prima regulă. Nu vei lua cu tine în laborator lichide sau alimente. Următoarea regulă. Vei anunța imediat profesorul dacă calculatorul, tastatura sau mouse-ul nu funcționează corespunzător. Următoarea regulă. Nu vei atinge sursele de alimentare cu energie electrică prinse sau prelungitoare. În laboratorul de informatică vei intra numai în prezența profesorului sau cu acordul acestuia. Nu vei muta sau deteriora calculatorul, mobilierul și oricare alte dispozitive din laborator. Nu vei demonta sau deteriora calculatorul, tastatura sau mouse-ul. Nu vei utiliza memorii externe, stick, CD, DVD, fără permisiunea profesorului. Am pregătit pentru voi câteva imagini de respectare și nerespectare a regulilor prezentate anterior. În dreptul fiecărei imagini veți avea și lista regulilor. Va trebui să alegeți din listă regula pe care o încalcă sau o respectă personajul cu pricina. Personajul din imagine distruge un dulap. Sarcina voastră este să descoperiți regula din listă pe care o încalcă. Fata din imagine dorește să intre în laboratorul de informatică. Este bine că a venit însoțită de profesor? Alegeți din listă regula corespunzătoare. Este posibil ca dispozitivul din imagine să fie o noutate pentru tine. Gândește-te și spune la ce regulă face referire. Cele două personaje sunt foarte supărate. Este bine cum procedează? Care este regula pe care o încalcă? În laborator veți găsi mai multe prize și prelungitoare. Este posibil oricând să observați ceva neobișnuit la ele. Care dintre regulile din listă se referă la acest caz? Cele două personaje au adus cu ele la calculator lichide și alimente. Oricând pot murdări sau deteriora calculatorul, mouse-ul sau tastatura. Care este regula ce trebuie respectată? În cazul în care tastatura, mouse-ul sau calculatorul nu mai funcționează, nu procedați ca personajul din imagine. Anunțați imediat profesorul, citiți din listă regula care vă atenționează cu privire la acest aspect. După vizualizarea filmului, ca resurse, puteți folosi fișa de protecție a muncii. Elevii vor semna această fișă de protecție a muncii și vor fi repartizați fiecare la un post de lucru în laborator.
Timpul alocat propus de mine este de 4 minute. La finalul activității de învățare, profesorul poate oferi explicații suplimentare cu privire la regulile de protecție în laborator. La obligația de a nu se așeza la altă stație de lucru din laborator în afara celei la care a fost repartizat și motivul pentru care nu ar trebui să procedeze așa.